Alături de noi se află Catinca Romana, îi mulțumesc foarte mult pentru, pentru apariție și pentru vizită. Pe de altă parte, noi stabilisem să vorbim altceva cu Catinca, o chestiune care are legătură strict cu ea și cu ceea ce se întâmplă după ce mama ei, doamna Roman, a trecut la cele sfinte. Până atunci însă, trebuie să vedeți ce se întâmplă cu Florin Salam, așadar suntem în fața la secția 2 poliție. Ce vedeți acolo în fereastră, în așteptare, este intrarea din secția 2 și în momentul în care Florin Salam sau doamna avocat va ieși de acolo și ne va relata ce s-a întâmplat și vom afla cu această ocazie și dacă Florin Salam, care a fost reținut pentru 24 de ore, va fi reținut pentru mai multă vreme, arest preventiv, evident, poate să fie acum. Știți foarte bine, dacă ați urmărit știrile, 3 persoane l-au acuzat pe Florin Salam că a luat bani, avans, arvună, cum se numește în lumea asta artistică, pentru a participa la evenimente private ale acelor persoane și nu a mai ajuns. Deja pare o înșelăciune, mai ales când e vorba de 3 persoane în formă continuată. Și atunci, iată motivul, din punctul nostru de vedere, pentru care Florin Salam ar fi fost reținut pentru 24 de ore. Avem o mărturie foarte interesantă de acolo. Avem câteva imagini. Îl vedem chiar pe Florin Salam, dragă Catinca, în momentul în care este dus încătușat. Ia să vedem. Dacă avem imaginile, chiar ar fi foarte bine să le dăm celor care ne urmăresc. Ce părere ai de povestea asta? Da, nu e frumos ce a făcut. Asta e clar. Adică da. Nu... luăm apărarea. Să iei banii oamenilor, să nu te nu, duci? Nu, dar nu cred că e nici primul, nici ultimul. Și cred nu. Că... Nu s-a arestat încă în România. Arestarea asta, așa foarte evidentă, cu cătușe, cu foarte zurgălei, mult televiziune. Da, mi se pare un pic ciudată în condițiile în care în România există evazioniști de miliarde mari, nu îi vedem, da. Mult mai mari, da. Pe care îi vedem bine mersi așa sau... Este. Sunt în nord, sunt... în zona de nord. Da, da, exact. Da, da, da. Exact, bravo. Da. Secția nord. Da, iar chestia cu evaziunea celor care cântă manele e cunoscută de poliție și de toată lumea de ani de zile. De ce nu se face un sistem? De ce nu s-au luat măsuri? Așa este. De atât de 30 de ani, nu? Așa se este. Întâmplă chestia asta. Așa adică este. Ceva am dat cu virgulă aici. Da. Un aspect este vorba despre plata la negru și a doua despre faptul că, dacă ați urmărit acuzațiile, Florin Salam a ajuns în această situație pentru că recunoștea în materiale filmate că urmează să ajungă la aceste evenimente și nu mai ajungea. Și de aici oamenii au ajuns în fața poliției, evident, trebuie să respectăm legea în România și spune Florin Salam, nu-mi plac polițiștii, nici nouă nu trebuie să ne placă, dar trebuie să-i respectăm, nu? Da, trebuie. Bun. Hai să vedem. Hai să vedem imagini de acolo, numai pentru dumneavoastră, needitate, cu ajutorul colegilor de la Focus. Să vedem. Cred că e momentul în care iese Florin Salam și, sau intră, ia să vedem. Hai, dați-i drumul. Hei, pa, pa. Domnule Stoian, e înșelăciunea romanea dumneavoastră? Se va face curățenie imediat. Vă lăsați sufletul să vă trădați banii? Vă lăsați sufletul să banii ați dat înapoi, investa vreodată? Banii sunt dați înapoi, dacă îmi vine. Și atunci de ce v-au luat astăzi? Da, doamnelor și domnilor, vedeți momentul în care presa a încercat să afle câte ceva de la Florin Salam. De obicei nu se fac declarații. La parchet, pe strada scaunelor, suntem cu camera. Să vedem camera în așteptare și în acest moment. Sigur că da, dacă vom avea declarații de acolo, există câteva variante. Catinca, poate să fie control judiciar, da? Deci da. Să vină să dea cu subsemnat în timpul unei săptămâni. Pe de altă parte, nici nu-i vreun pericol social. N-aș vedea arestul preventiv.
activ. Hai să fim serioși, sunt oameni care comit violențe, da, agresiuni sexuale contra minorilor, o grămadă de lucruri și sunt cercetați în libertate. Da. Da. Bun. Există evident varianta arestului la domiciliu. Înțelegem potențialul, sau mă rog, motivul aducerii, în sensul în care s-a întâmplat de mai multe ori și cumva trebuia să se ajungă la un proces. Deși cred că ar fi putut să pornească această anchetă și fără această arestare, dar cu siguranță sau fără această reținere. Apropo de ce spuneai înainte, cred că mi se pare important de punctat faptul că trebuie să învățăm să avem respect față de autoritate, pentru că altfel nu o să evoluăm spre bine. Bun, sigur că da, mai există și varianta arestului preventiv, dar cu siguranță știți foarte bine că după aceea există mai multe etape de contestare și poate să iasă înainte de 30 de zile, dacă va fi cazul. Apare însă în scenă un suspect pe care reporterii Prima TV l-au surprins în fața secției, care vine cu o variantă bombă pe care vă rog să o urmăriți. Doi dintre oameni ar fi renunțat după ce și-ar fi primit banii înapoi, iar al treilea pretinde acest om, venind cu o înregistrare audio, acesta al treilea ar fi cerut 15.000 de euro ca să renunțe la plângerea pentru 3.000 de euro, ceea ce pe românește se numește șantaj. Da. Hai să vedem ce spune domnul respectiv, sunt câteva minute, o să le urmărim. Să-l ascultăm! Salam. Vor fi rezolvat. Ce înseamnă vor fi rezolvate? Dar știm că am mai fost învinovățiți și pentru astfel de lucruri pentru de asta, în trecut. Dar de ce nu răspundeți? Păi, m-a întrebat colega ta ceva. Poți și eu să vorbesc cu colega ta? Mai răspund, mai întreabă-mă o dată. Păi am să te întreb ce înseamnă că vor fi rezolvate. Vor fi rezolvate pentru că fără încercări de la Dumnezeu nu poate să fie bine. Ce dovezi aveți în acest sens? Când apare groapa, apare asfalt. Asta e dovada. Nu există bine fără rău. Da, șantajul, da. Apropo de șantaj, da. A făcut plângerea la poliție, este șantajul, este filmarea înregistrată. Dar în ce constă șantajul? Deci persoana respectivă care eu am sunat-o, inclusiv cu familia lui Florin, de fiecare dată, odată la o lună, două, schimba numărul de telefon. Pentru că era vorba de o sumă de 3.000 de euro. Și nu ați putut să-i restituiți banii, spuneți? Dar nu a vrut. Credeți că nu-i dădea Florin 3.000 de euro? Acum pe bun. Acum în acest să fim puțin mai buni. V-a dat 3.000 și a cerut în schimb 15.000. Nu mai răspundea la telefon, făcea că e plecat în Anglia, că el muncește în Franța. L-a schimbat de la o săptămână la alta. Deci am vorbit inclusiv cu omul care l-a adus pe unul dintre persoanele respective și mi-a zis, ai dreptate, vreți să auziți așa o mică parte? Nu cred. Putem să auzim, dar înainte de asta vreau să știu dacă ai vorbit cu Florin Salamasa, dacă ai reușit să simți câteva vorbe cu el. Nu am reușit, că n-am avut voie. Și eu am fost luat la fel pe azi dimineață. Am înțeles. Și aveți vreo calitate în acest dosar acum? Am o calitate de suspect pentru că unul dintre ei a ajuns la mine prima oară și după aceea a ajuns la Florin. Deși și dumneavoastră sunteți suspect în același dosar, nu ați primit o reținere? Nu am primit reținere pentru că cei de la poliție și-au dat seama de plângerii chestii nefondate. Am arătat niște dovezi prin care fac dovada că eu am încercat să-i dau bani. Inclusiv acum am revenit din nou la domnul cu înregistrarea telefonică, inclusiv cu numărul de telefon, cât am vorbit. În referință la șantaj. Deci nu înregistrarea. Sunteți de acord sau auziți? Da, sigur. O să dau puțin mai înainte, da? Nu, e și conjurătorul, cred că e util. Nu, nu e problemă. Nu, oricum o să vă pun o mică parte, așa, ca să auziți. Oricum să auziți vocea din alu, da? O să dau prima dată puțin la ureche ca să nu se audă în jurătul, da? Sigur, sigur, sigur. Da, doamnelor și domnilor, în acest moment acest suspect caută acea secvență în care persoana respectivă care ar fi depus plângerea spune că dorește 15.000 de euro și nu dorește 10.000 de euro. Mai reținem un amănunt important când a fost făcută această înregistrare și anume a fost făcută astăzi la ora 11, spune persoana respectivă, dar Florin a fost luat de dimineață. Deci cumva s-au precipitat lucrurile. Mă repet, nu încurajăm evaziunea fiscală pentru că până n-o să învățăm să plătim taxe și să respectăm autoritatea și legea, nu o să evoluăm. Însă mie mi se par foarte multe resurse cheltuite pentru ceva nu foarte
pregnant. Adică cumva mi se pare că se încearcă să dea un exemplu. Ori nu cred că așa se rezolvă lucrurile cu vânătoare de vrăjitoare. Cred că se rezolvă pur și simplu făcând acțiuni mai ample, preventive. Absolut de acord. Nu? Una la mână, scoțând legi, da. Și așa mai departe. Adică da. Nu știu dacă, repet, treaba asta nu putea să fie organizată, între noi fie vorba, puțin mai discret, nu neapărat că e vorba de Florin Salam. Nu, mie mi se pare că e foarte mult spectacol, iar această treabă trebuia rezolvată în fața legii, tranșant, chemat, informat că este și se spună, nu vorbești cu ăla și cu ăla și cu ăla. Adică, deja, dacă vorbim de arestare preventivă, mie mi se pare așa, din afară, ca și jurnalist, puțin cam mult. Da, acum vine omul cu înregistrarea. Ia. Băi, uite cum facem. Mă asculți, uite cum facem. Îți dau 10.000 lei de 5.000, să retragi plângerea? Nu. Dar cât vrei? 15.000 vrei, nu? Da. Minim îți dau 15.000 de euro, să retragi plângerea, în cât timp ți-o retragi? Care avocat, mă? Da, doamnelor și domnilor, aici vedem secvența despre care vorbim. E vorba despre faptul că persoana respectivă, bine, noi nu știm dacă e persoana respectivă. Presupunem că este unul dintre. De asemenea, mai dați-l puțin pe domnul, mai dați-l puțin. Au fost 3 persoane care au avut suma asta de câte 3.000 de euro și celelalte părți au fost de acord să retragă plângerea și să vină să ia banii. Majoritatea lucrează în afară, în străinătate. Banii, exact sumele pe care le-ați dat sau mai mult? Nu. Numai, deci au fost doi oameni care au cerut banii exact. Domnul, noi ne retragem plângerea, nu să-ți face rău, iar omul ăsta a cerut 15.000 de euro. L-ați auzit, da? Nu pot să-i spun numele, că nu cred că am voie să-i spun deocamdată numele. Am făcut plângeri în legătură cu situația asta și urmează ca poliția și procuratura să își facă treaba, pentru că vă dați seama, niciun minciună nu poate... Ați făcut plângere pentru șantaj? Da. Nici o minciună nu poate să rămână nefinalizată. Acum cât timp s-a întâmplat treaba asta? Acum mai devreme, Horațiu, tu dormeai, că tu ai, da, program. Bine, mulțumim foarte mult. Asta înseamnă să faci reportaje des cu Florin Salam. Te cunoaște imediat prietenul și suspectul, colegul nostru, Horațiu. Pe de altă parte însă, trebuie să spunem că reținem de aici, cu doi oameni s-a vorbit, adică au vorbit din partea lui Florin Salam, care locuiesc în străinătate, spune suspectul, repet, o să vedem ce spun și anchetatorii. Dar noi speculăm. Nu, vine omul, da, și face, bine, o declarație. Face, el a spus. Declarații, dar n-avem hârtii. N-avem, care ar fi recunoscut, dar totuși se vorbește despre 3 infracțiuni de acest gen, prin urmare, nu știu dacă oamenii și-au retras plângerea. O să vedem, o să aflăm, de aceea așteptăm în fața parchetului să vedem exact ce s-a întâmplat și atunci doi ar fi acceptat să primească sumele, iar al treilea vrea și ceva în plus pentru a fi consolat, numai că asta se numește pe românește șantaj. Dacă îmi dai 15.000, îmi retrag plângerea. Lume bună! Cam da. Dar oricum nu e, de asta zic că se face foarte mare tam-tam. Nu e ceva neobișnuit în lumea artistică. Nu este. Sincer, în America se omoară între ei. E adică... adevărat. Numai că alții nu au fost descoperiți până acum cu mai multe concerte neonorate și cu bani luați. E adevărat. O fi fost unul... Deci aici pare a fi un modus operandi, cum s-ar spune. Da, se poate, nu zic nu. Pe de altă parte, eu nu cred că el nu era conștient de faptul că, fiind persoană publică și atât de cunoscut, controversat, nu? Nu-mi dau seama. Nu. Dacă a fost conștient expus de ce... Eu nu cred că și-a dat seama. Pentru că n-ar fi ajuns aici. Eu cred că a crezut că pentru așa ceva nu se va ajunge aici. Bun, luăm o scurtă pauză de publicitate. Cristian Sârbu intră alături de noi pentru a vedea care sunt implicațiile acestui moment din viața lui Florin Salam. Mai avem o situație foarte interesantă de discutat cu Catinca. Îi mulțumesc foarte mult că este alături de noi. Cu drag. Un subiect foarte diafan, potrivit ei, evident, ne întoarcem. De unde vom afla care va fi hotărârea de azi în legătură cu statutul lui Florin Salam, arestat preventiv, arest la domiciliu sau control judiciar. Pe surse se spune că va fi totuși control judiciar, ceea ce mi se pare
pe deplin justificat între cele trei variante. Este. Pentru că, cu siguranță, îi se va cere să nu mai facă, să nu mai aibă niciun fel de legătură cu persoanele respective. Pe de altă parte, există această răsturnare de situație, pentru că un suspect, și imediat vreau să intrăm în legătură cu avocatul Cristian Sârbu, obișnuit cu spețe chiar foarte grele, cu care ne vom edifica în legătură cu această acuzație de șantaj, care trebuie să facă obiectul probabil al altui dosar. Asta trebuie să meargă înainte și povestea asta să aibă o finalitate cu cele trei plângeri. Dar dincolo de toate, trebuie spus, și asta aș vrea să subliniez împreună cu Catinca, că subiectele acestea nu sunt noi. Eu le-am văzut la alți colegi de media, foști colegi de-ai mei, dezbătute acum 2-3 luni, oamenii respectivi venind la TV și spunând: domne, mi-a luat banii, vroia, era fală pentru soția mea cu toate rudele, la botez, să vină și Florin Salam și n-am venit, toată lumea s-a supărat. Omul punând accent pe, reparația lui morală, în sensul în care toată lumea a fost distrusă că n-a venit Florin Salam. Și atunci mă întreb și te întreb pe tine, de ce oare nu putea să vină cineva, un reprezentant din partea lui Florin Salam, și să zică: ia mă, gata, hai, a greșit Florin, gata, consideră că n-a existat povestea asta, pentru că s-a ajuns până aici, pentru că au existat în continuare cele trei plângeri. Deci nu a existat o rezolvare. Și să zică da, și după aia mergi cu mine, după ce ți-am dat banul a doua zi, și depui cererea de renunțare la plângere, adică renunți la plângere. Cum vine treaba asta? De ce un om trecut prin atâtea ca Florin Salam n-a gândit-o așa? Nu știu, chiar mă întrebam și eu. Dacă n-a gândit-o el, hai să zicem că e artist. Artiștii sunt împrăștiați și lunatici, sincer. Deci n-a gândit-o stafful lui, nu? Depinde dacă stafful lui știe să se facă ascultat și dacă el ascultă stafful. Știi că s-ar putea să ții în staf oameni care vor să-ți spună ceea ce vrei tu să auzi. Înțelegi? Și asta e adevărat. În legătură cu aceste acuzații, nu întâmplător, folosind acest moment, Florin Salam a lansat și o piesă care este un fel de drept la replică. Dacă vreți să ascultăm un minut din acea piesă, cu siguranță că împreună cu Catinca și dumneavoastră veți înțelege mesajul. Avem piesa cu minciuna? Ia! Vorbește Florin Salam prin muzica lui. Bagă! Sol minor, maestre! Am dat de mâncat, am dat de băut, după aia m-ați vândut, și-am să vă mai bag în seamă că nu crește până în palmă. Ați mâncat și ați băut, să vă stea mâncarea-n gât, care m-ați vândut. Să rămâneți surți și muți, mincinoși și prefăcuți. Azi minciuna e ca grupul, a încojurat tot grupul. La fiecare colț de stradă se vinde ca pâinea caldă. Da, să se rețină, fără niciun fel de ironie, știu că regula CNA-ului este ca să se audă imediat și cealaltă parte. Audiatul et altera pars. Asta spune Florin Salam despre acest subiect. Alături de noi se află maestru Cristian Sârbu. Te salut! Ce faci? Vă salut, Cristi. O pup pe Catinca. Condoleanțe pentru pierderea mamei. Mulțumesc. Și particip la frumoasa emisiune. Deci, Cristi Sârbu, dacă nu ai reținut amănuntele, așadar, Florin Salam a reținut 24 de ore pentru 3 cazuri de înșelăciune, în sensul în care se spune că a luat banii și n-a mai cântat, 1, 2, 3. El se află acum la parchet. Apare un suspect care spune că 2 ar fi renunțat și ar fi primit banii, acei 3.000 de euro, și unul dintre cei care a făcut plângere dorea 15
10.000 de euro, fiind o înregistrare telefonică, pentru a-și retrage plângerea în legătură cu cei 3.000 de euro pierduți. Am nevoie